Eu cred că mai sunt, da. Pentru că în anii din urmă nu prea s-au verificat. Acum văd că e mai drastic un pic. Așa. Da, și cred că mai sunt. Care? Dar majoritatea pasluienilor eu zic că sunt sărași. Și chiar pe bunii depun actele astea. Da, unii? Da, unii, mică parte, cred eu. Așa. Da, care încearcă să fenteze statul cum ar veni. Eu cred că mai sunt, cred că sunt, care au primit până acum și vor să primească în continuare, dar e bine că se face, am auzit că se face o verificare și cred că e bine de făcut asta. Deci mai sunt și unii care... care primesc așa, care nu ar trebui să primească. Primăria a demarat o serie de anchete pentru a vedea dacă dosarele de subvenții au fost completate corect. În luna decembrie anului 2011, salariații Direcției de Asistență Socială au verificat din proprie inițiativă un număr de 30% dintre cererile de subvenție la încălzirea locuinței cu lemne, ocazie cu care au constatat că 11 dosare sunt neconforme și au fost oprite în plată, sumele urmând a fi recuperate de la beneficiari. Verificările vor continua și în perioada următoare. Potrivit legii, 60% dintre dosarele beneficiarilor de ajutoare pentru căldură trebuie verificate în acest an.